Bun găsit! Republica Moldova înregistrează în continuare un flux sporit de refugiați. Potrivit Poliției de Frontieră, în ultimele 12 ore am înregistrat în jur de 24.000 de traversări a frontierii de către cetățenii ucraineni. De exemplu, aici la Vama Giurgiulești, Galați, fluxul de pasageri este destul de mare. Acum câteva minute am înregistrat chiar o coadă mare de mașini. Majoritatea sunt cetățeni ai Ucrainei, de exemplu, am discutat și noi cu ei. Majoritatea ne-au spus că urmează să ajungă în România, unde au rude sau cunoștințe și vor sta acolo pentru o perioadă, iar câțiva dintre ei ne-au spus că urmează să se îndrepte spre celelalte țări europene. Am întâlnit foarte multe persoane care traversează frontiera pe jos, mame cu copii care sunt îngrijorate și nu știu ce va urma. De asemenea, ne-au spus că sunt încrezători, că totul va avea un deznodământ fericit. Atât deocamdată de aici. La revedere!